În data de 19 mai anul curent a avut loc ședința Consiliului Municipal Chișinău, ultima ședință actuală componența CMC, care s-a arătat a fi una foarte eficientă pentru anumiți reprezentanți ai Consiliului. O eficiență între ghilimele, care pe parcursul a mai bine de 8 ani s-a lăsat așteptată, s-a evidențiat prin deciziile privind partajarea patrimoniului municipal, adoptate în cadrul ședinței Consiliului Municipal. Astfel, reprezentanții s-au grăbit să împartă proprietatea chișinăuienilor pe ultima sută de metri. Zeci de terenuri au fost înstrăinate prin deciziile Consiliului Municipal Chișinău, proiectele fiind incluse de urgență pe ordinea de zi. În total, peste 50 de proiecte, care au inclus aproape 500 de întrebări ce țin de înstrăinarea, privatizarea sau arendarea terenurilor funciare municipale. Un număr record de proiecte ce au fost votate fără a ține cont de afilierea politică și ideologică, intens promovată mai ales acum în cadrul campaniei electorale. Ținând cont de cele evidențiate mai sus, mă adresez domnului Iancu Țurcanu, șeful Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat din Republica Moldova, să se autosesizeze și să prezinte un răspuns în scris asupra legalității celor săvârșite în cadrul ședinței CMC, conform atribuțiilor prevăzute de hotărârea numărul 845 din 18 decembrie 2009, cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, și anume punctul 8 litera G, de regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, controlul obligatoriu sub aspectul legalității actelor privind organizarea tuturor licitațiilor și actelor de atribuire a terenurilor. Mulțumesc!